Bine ați venit la un nou episod de Turmoil. Hai să continuăm de unde am rămas. Continuu, sincer, eu mai știu ce am făcut ultima dată. N-am mai filmat jocul ăsta de ceva timp, cred că o lună cu siguranță. Hai să vedem, deci noi suntem... Cine suntem noi? Joshua, cred, dacă nu mă înșel, sau... Daisy, uite că avem 25% și 72.000 de dolari. Deci, da, hai să vedem ce trebuie să facem. Nu mai știu să joc ca idee. Cred că deja putem începe aici chestia de de a ne alege terenul, să zic. Hai să-i dăm aici. 2000 am pariat. Bă! Ce? Ai aici, na. Nu ne batem cu ăștia să ne prăpădim banii. Aiurea, nu uitați acolo codul Leonardo UL care vă aruce 55% reducere pe MobileFox dacă vreți să vă luați cele mai tare huse pentru telefonul vostru. Ok, deci am luat. Mamă, dar uitați-vă puțin la diferența asta. Deci ăsta are 6.000, noi avem 70.000. Vă dați seama? Hai, bun, acum mai dăm încă 2.000 ca să înceapă treaba. Deci ăsta o să rămână din 6.000, o să rămână cu 4.000. Problema e că eu sincer nu mai știu să mai joc. Și unde e ăla? Nu? Deci pe D băgăm 3 de ăștia să-și facă treaba. Ok. Aici, hai să mergem așa din aproape în aproape. Nu pot să cred. Nu pot să cred. Mă lase cu căldurile, sincer. Bun, acum ar trebui să ne luăm noi un de-asta și să-l trimitem aici deja. 350, bă, nu prea avem bani, aia e prost. Hai, uite, mergem acum. Aici s-ar putea să fie ceva super mega mare, să zic. Ai putea să vinzi aici, sincer. Hai să mergem așa în jos. Mamă, super aproape am fost. De ce nu merge? Ce? Ce s-a întâmplat? Am închis eu din greșeală, ok. Hai să mai băgăm încă un de-asta aici. Mai e încă o de-asta de petrol. Bun, hai cu două de-astea. O să-mi ia ceva, sincer, până o să mă reobișnuiesc. Ok, fix aici jos, te duci și tu. Ne mai trebuiesc 20 de ăștia, mai luăm 2, deja avem 1000, stăm pe spate. Stai așa. Aș vrea un cât ăsta. Să vedem pe unde... Ia. Nu pot să cred. Unde e, mă, frate? Ce? Nu înțeleg ce se petrece, sincer. Unde a văzut el asta? Nu, că am prăpătit toți bani. Deci nu, că îl concediez pe asta. Îl concediez pe bune. Unde vede el aici? Spuneți-mi și voi mie, vă rog, frumos. Vinde, mă, vinde. Deci unde vede omul meu? Uite câți bani am dat și efectiv n-am făcut nimic. Unde vede omul meu? Ia uite-l, mă, și pe ăsta. Da. Nu prea ne descurcăm bine. Din păcate. Dar n-am ce să fac, uite și păi dacă mă păcălesc ai mei. Ia uite și... Așa a început? Jal. Hai să ne luăm noi un de-asta. Nu o mai vinde la prețul ăsta, sincer, că este bătaie de joc. Băi, eu nu înțeleg ce... Vede băiatul ăsta, uite și nu mai avem bani. Duceți-vă aici în stânga. Mai faceți noi rost de bani. Da, nu știu, nu pot să-mi dau seama. Să mai încercăm, poate o fi jos aici, nu? No, ok, fenomenal asta. Mă, unde vede el? Are... Ia uitați-vă. Deci uitați-vă puțin unde e asta. Bine, într-un fel e bine că am descoperit-o. Uitați-vă unde e asta aici, da? Și el mi-a arătat aici, ca și cum. Ce să le ceri? N-ai ce să faci. Bun. Băgăm un de-asta. Ăsta la fel, nu știu ce visează, dar... N-au fost în zilele lor bune. Ok, hai, uite și ăsta. Deci, ăsta e aici. Și omul meu mi-arată cheie. Asta este. Bun, hai să și upgradăm. Pentru că nu prea mai avem mult timp. Bine, timp avem.
Ca și cum, uite, și aici aș vrea. Aici putem să facem o combinație cu gazul și o să, uite, hai să vă și arăt. O să se ducă tot ăsta instant. Nu stai așa că noi trebuie să vindem sau nu de ăsta. Uitați-vă cum, opa. Dar mi-a dat prin cap. Mamă, câte amenzi să-mi iau acum. Mi-a trebuit mie schemă. N-a schemă. N-a schemă, mi-a trebuit mie schemă. Bă, nu mai avem niciun de ăsta, nu mai băgăm un dozer așa. Mi-a trebuit mie schemă, mă. Hai, deja puteți vinde aici în stânga. Și cred că ăsta a fost cam tot terenul. Bă, măcar un 10.000 să facem și noi, mă. Sincer, deja a scăzut prețul și nu-mi place. Mai avem 2 luni. Se crește prețul în dreapta, dar nu știu ce să zic. Asta gradăm și astea. Ok, la 91. Bă, nu prea mai avem timp, mă. Stă prețul super jos, uite. Gata. Oricum, ce mai avem, o trăsură de-asta. 10.000, mă, bătaie de joc. În fine, și bineînțeles că o să avem, este așa, stop level. O să avem și, da, uite, le-am apătat. O să avem și, da, deci după ce am făcut 10.000 și ceva, ne-am mai dat și amendă 3.000. Asta este, noroc că am luat aici bonus, că am curățat toate alea și cumva am mai rămas cu 8.000. Ia uite, am făcut 1.000, asta a făcut 30.000. Dați like, de-aia. Ce să faci? Se vede, mă, când nu mai joci, se vede, chiar se vede. Bun, deci. Ce să facem noi? Nu știu, să ne mai luăm ceva upgrade-uri. Sau? Hai să mai... 1%, păi dau 5.000 efectiv. Licităm pentru oraș, cine, din ce știu eu aici, licităm ca și cum cine să fie primarul, știi? Ia să vedem. Să fim atenți aici. Sincer, pentru 1%, eu cât am? 25%. Deci, nu știu, mai mult de 5.000 nu cred că merită. Mamă, cum să dai 20.000 pe 1%? În fine, nu mă interesează cine a dat Blanche. Cred că așa se citește. Stai că am luat țeapă, sincer. Hai să... Workshop aici, uite, ia. Speed, gaz, nu știu ce. Mie mi-ar trebui pentru dozeri. Să-i mai upgradăm un pic, așa că nu prea îmi plac mie. 150, bun, n-avem nevoie de mai mult de ăștia. Ok, workshop. Speed 3 pentru moles. Ha, mă, 20.000. Ok. 20.000. Cu 20.000. Uite, tată, ce înseamnă să ai banul tău acolo. Mult, ca și cum știi. Ai luat 2 upgrade-uri, 40.000 și mai ai 38.000. Deci, da. Hai să... Îi dăm aici. Start. Doamne, aștept să fie ceva mai bine. Eu zic că o să ne ia locul altcineva. Mamă, cât a... Eu uite-l pe ăsta. 10.000, 12.000. Bă, ce se întâmplă? Cum să dai 15.000? Voi vă dați seama, deci omul ăsta dacă face 15.000 pe locul ăsta, el iese pe 0, că a dat 15.000 aici. Da, nu știu. În fine, hai, noi am dat 2.000, stăm pe spate. Hai să începem cu mole, dacă tot... cu M. Hai să vedem. Bă, astea cumva ți arată exact. Adică dacă uite gaz, știi? Asta e chestia. Uite aici, una. Da, una e aici. Deci cumva astea sunt mult mai bune. Opa, mamă, dar vezi că e destul de talent asta. Destul de măricică. Uite, ți arată exact gaz. Bă, da, atât, mă. Una să fie. Da, hai să băgăm de ăsta. Mai băgăm de astea, așa, cărtițe de astea. Știi? Să vedem. A, uite aici încă. O, două s-ar putea să fie aici. Mamă, că te sumbă! Aur harta asta, atât vă zic. Cam, vinde și voi, vă rog eu. Am nevoie de bani să intru aici tare în ei. Bun, avem așa. Mamă, cât ai asta aici. Mai avem și aici, bam.
Mamă, dar uite și ce se continuă, bă! Cum, frate, ia și acum asta? Hai să o forțăm așa, dacă e și aici gaz, nu mai e nimic. Deci dacă e gaz, ai, lejer, mă, îi dăm direct pe double și stăm pe spate. Opa, asta e așa că nu-mi place prețul, sincer, nu-mi place prețul. Bun, deci bune rău cărtițele astea. Pe M. Hai să mai văd în două. Cumva sunt și destul de ieftine. Adică, na. Cred că nu prea mai avem nimic. Ok, ha. Încă un... Mamă, nu mai avem nimic, mă, frate. Băgăm și un dozer de ăsta. Cât costă un dozer? Na, tot 100, am înțeles. Dozer, scanner. Scannerul ăla e cam scump, așa, sincer. Părerea mea. O, stați așa, de ce nu spuneți? De ce nu spuneți că avem unul și aproape 20 în stânga? What? Ia mă că a găsit ăla. O, 1, 2, 1, 30 aproape în dreapta, voi nu vedeți? Ce a găsit mă ăla aici? Ia mă ea. Da mă, dar are dreptate. Bravo mă, tai. Păi nu cred că am de la să spargă asta. Ia să vedem. Mă, cum mă, nu am eu de la? Pe bune? Da, așa că trebuie asta. Cum mă, frate? Facem o românească. Bă, da chiar e așa peste tot. Cred că e mai mult în pagubă. Ce-am făcut eu aici, sincer. Bă, dar uite și tu ce prețuri, mă. Oricum e bine că deja avem banii noștri, adică stăm pe spate. Ok. Trebuie să upgradăm astea. Trebuie să ne mișcăm mult mai rapid. Mă, de ăsta a găsit altceva aici, voi vedeți? Deci mai e una, aparent. Mă, de ce? De ce nu stă ăștia în stare să facă mai mult de atât? Bun, aici ce trebuie să upgradeze ca să educa ăsta? Ok. What? 1 și 19 în dreapta, 1 și 20. Păi duceți-vă în dreapta dacă mă înțelegeți. Nu înțeleg de ce nu se duce la viteză mare. În fine. Ăsta a mai găsit el ceva. Nu știu ce a găsit. Hai să mai dăm... Aici, ea. Cred că fix acolo. Da, bă. Bă. Direct pe aia m-am dus. Na. Joacă pe asta. Ok, 21 de mii, cer și scuze. Cam atât. Hai să upgradăm astea. Bam, bam, bam. Bun, aici ăsta a golit tot. O să se golească și ăsta și cred că astea au fost cam toate. Uite, puteți să vorbiți aici, mă, luna finală. Măcar să apucăm să vindem tot. Da, deci cumva le-am golit pe toate 30.000, dacă vă vine să credeți, mult mai bine. Deci mult mai bine, am luat aici puțin spiliș de ăsta, am luat o amendă de ăsta mică, 1500. Eu zic că pe primul loc detașat, da. 30.000, deci avem iarăși 70.000. Hai să vedem stoc, hai să vedem cât, pentru 2% la fel, mai mult de 7.000 n-o să dau pentru 2%. Cel mai mult nu știu cât e, 5% și acolo da, chiar merită să dai foarte mult bani. Deci dacă scade sub 10.000 să zici, eu zic că o să licitez, nu știu, să vedem. Da, n-a scăzut, asta este 8%. Deci aceeași femeie de două ori ne-a luat procentele, deci da. Asta este. Hai să mai upgradăm noi aici. Nu aici. Uite, e la workshop. Gaz. Ok. Diamante. Ok, deci cum ar veni se duce direct sau... Ah, ba nu. Îți ia diamantul. Bun, deci cum ar veni nu mai sunt chestii interesante. Nu o să... Vezi că e bun rău ăsta pentru 5.000.
Îți rămâne prețul în dreapta minim de 1,04. Bine, rău de tot. Păi hai să începem și noi acum. Vă garantez eu, dacă ne dă cu multe de alea de petrol, vă garantez că o să facem 50.000. Nici, nu 50.000, dar un 40.000, pe bune că o să facem. Hai să începem licitarea. Ok, unde să luăm noi? Hai aici. Cât de liniștitor a fost acum. Nimeni nu s-a bătut cu nimeni. Bun, deci am dat 5.500 cu 2.000 care am dat pe teren cu încă 2.000, deci avem undeva la 9.500. 3 cărtițe. Ok, a găsit aici. Unde ăsta? Deci în stânga, mă, sau în dreapta? Unde era? A, uite, în dreapta, ok. Mamă, dar n-am mai găsit nimic, mă. Uite aici, nu prea a băgat banul gros, să zic. Mai băgăm unul ăsta. Am numai pietre, mă. Uite aici una. Sper să nu dau într-o piatră de aia, că... Oh, ce bine. Uite, mai avem una aici sub. Dar nu știu ce. Vedem acum. Mamă, da, e pusă bine rău de tot aia. Hai să mai luăm pe M. Bagă, bagă, bagă. Cam nu prea e bună harta asta, uite aici, fix. Sus, mamă, fix sus. Olo, mă doare inima. Mă doare inima. Atât vă zic, mamă, ce, de ce nu, de, nu poate să facă față asta? Nu vedeți? Mamă, l-am pus-o pe la... Nu. Bă, dar uite și ce țeavă mi-au luat. În fine, cum facem noi să ajungem tocmai aici? Aceasta este întrebarea. Aici avem liber. Da, deci... Mă, cred că am făcut una mare prostie. Cât de aproape a fost aici? Și direct așa. Gata, tata, suntem numărul 1. Hai să facem și noi upgrade-urile astea. Nu știu, cumva am făcut... Am făcut ce am făcut, că suntem pe 0. Hai să băgăm 20 de ăștia. Deci am făcut noi ce am făcut, că suntem pe 0. Nu pot să cred, mă, că atât de prost a fost terenul ăsta. Ia mă, că a găsit ăsta, mă. Nu, din nou, te rog. De ce mi-arată atât de strâm? Vă vine să credeți? Cum are să fie fix aici? Cred că a fost fix acolo. Da, bă, da, deci astea sunt toate, nu vine să cred. Foarte, foarte prost terenul ăsta. Din păcate. Îi dăm așa. Asta este. Foarte prost terenul ăsta. Măcar să scoatem ceva bani cu asta de aici de jos și cam mai ar fi. Bă, facem ceva bănuți. Deja 10.000, dar nu suntem pe plus. Deci, pe bune, chiar nu suntem pe plus. Deci, pe bune, gândiți-vă că am făcut 15.000, dintre care scazi 5.500, deci deja ai 10.000, da? 5.500 care am dat acolo să nu mai scadă prețul. Deci, deja avem 10.000 profit. 2.000 am dat pe teren, deja 8.000 profit și încă 2.000 când am intrat acolo pe teren, dacă mai trebuie să dai 2.000. Deci noi am făcut profit 6.000. Da. Cam asta. Deci profit 6.000, suntem cam pe aici noi. Din păcate. Hai să vedem ce mai putem lua. Size 2. Da, de aici automat cu cât este mai mare, cu atât o să coste mai mult, bănuiesc. Stable, ăsta nu înțeleg ce vrea să iei chestia asta. Nu mai dau bani pentru că ceva îmi pare rău. Hai mă să mai licităm. Cât e un 4%? Deci pentru 4% gândiți-vă că oricum n-are nimeni cum să dea peste 40.000, pentru că cel mai mult are ăsta 38.000. Deci n-are cum să dea nimeni. Cât să dăm? Dăm 20.000.
sau mai mult. $22.000, s-a închis licitația. Băi, eu zic, e un preț rezonabil, ținând cont că femeia aia a dat cât a dat? 18.000 pe 1%, eu am dat 22.000 pe 4%. Eu zic e best deal. Bun, avem 29%, hai să îi mai dăm aici pe land auction, start. Și uite aici, o să mergem. Credeți-mă, ăsta o să fie cel mai bun teren. Hai să vedem. Deci ăsta o să fie cel mai bun teren. Uite, bă, upgrade-uri aici, mă. Tot noi avem cei mai mulți bani, 0 la starea al nostru Ricardo, stă pe spate, nu-l interesează, încă 2000 la frățiorul nostru și să începem și noi cu 3 cărtițe. O, direct așa, mă, frate. Ia uite, mamă, ce e aici, ce e aici, aur, 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 aur. Bă, dar cât ținem o piatră asta? Fiți atent aici, asta e schema din Bobtin. Cred că nu o să mai avem bani. Ne-a salvat, mă. Ne-a salvat. Bun, deci avem așa, poți să te duci aici, mai bagă una. Uite, mai avem aici încă o de-asta, o să le facem treptat. Hai să jucăm foarte calculat. Pe bune, trebuie să jucăm foarte bine de data aceasta. Nu vă mai duceți aici. Ar trebui să băgăm un de ăsta. Bine, momentan acum avem un preț foarte bun în dreapta. Mai plecăm aici cu un de ăsta așa. What? Băgăm și niște dozeri. Mamă, în dreapta avem 1,30 prețul. Ok, ne-a găsit ăsta ceva. Cărtița, du-te și tu pe aici. Deja nu mai avem un preț bun. Nu găsește nimic cărtița. Ba, da, mă, uite. Bun. Am plecat de la vânătoare. Perfect. Hai să mai băgăm. Dă-și-a, nu mai avem bani. Totul bine. În dreapta avem deja un preț de 0,80. Mă, dar aici nu scade asta, ce n-ai. De greu merge. Uite, avem prețul mai mare în stânga acum. Mă, cum e posibil astea? A, băgat și un upgrade ăsta. Mai băgăm 2 dozeri. Nu știu ce să zic de terenul ăsta. Am crezut că o să fie pe bune numărul 1. Da. Uite, în dreapta avem deja 1. Prețul. Mă, ce aici? Aur. Perfect. Deci dacă aici e de la și ca să nu riscăm, eram sigur, mă, că e gaz. Eram sigur. Deci ăla cum ar veni 20 ăla ne-a găsit și gazul, ne-a zis? Da, nu știu. Nu știam că găsim. Mamă, 1,33 avem prețul în dreapta, dacă vă vine să credeți. Uite acum se fac bani frumoși. Deja suntem în septembrie, pe bune. Uite, acum în stânga avem un preț mai mare. Haideți în stânga cu toții. Și... bă, sincer, am avut noroc de prețuri bune pe tot parcursul. Deci, da, n-ai ce să zici. Uite, acum la 0,70. Ah, ca în scârție. În dreapta avem deja un dolar. Așa că o să mergem forță, forță, forță. Nu înțeleg asta aici cât mai are. 21.000, bă, oricum mult mai bine. Și eu zic că ne-am terminat toată treaba. O să ne mai dea și un bonus pentru că am luat toate astea, cred. Da. Da, deci am luat 3.000 din bonus plus încă 1.300 amendă. Ca și cu minus, știi, minus amendă asta. 21.000, deci bine rău de tot. Avem la loc 70.000. Deci ne-am învârtit în jurul acestei sume. Hai să licităm dacă e ceva pentru 3%. Deci pentru 3%, iarăși, bănesc o să dea femeia asta, nu știu, undeva la 30.000, că nu prea are creieraș. Nu știu de ce jocul o pune să liciteze la sumele astea destul de mari. Eu dacă dau 20.000, oricum, până aici n-are cine să dea, în afară de femeia asta și de mine, să zic. 19.500 s-a închis licitația.
Bă, eu zic că tot așa am făcut o afacere destul de bună. Bă, este mă, așa, a luat ăsta? Sau eu? Nici nu știu, cred că am luat, da, noi am luat pentru că avem 70.000, acum mai avem 52.000, deci avem 32% și totodată cei mai mulți bani. Sper că v-a plăcut episodul, dacă v-a plăcut, uitați acolo să dați multe, multe like-uri și să vă abonați și noi, desigur, ne vom revedea data aviatoare. Pa, pa!